Un tată din România trăiește o tragedie fără margini, acesta și-a omorât copilul în vârstă de 3 ani, după ce l-a călcat cu tractorul în propria curte. Locuitorii din comuna Boroaia, satul Giulești, sunt cutremurați de o dramă cumplită. Un copil de doar 3 ani a fost omorât de propriul tată, care făcea manevre cu tractorul. Tragedia din Suceava a avut loc în curtea familiei, în timp ce tatăl făcea manevre pentru a parca vehiculul de mare tonaj. Copilul a ieșit din casă. Micuțul nu a fost observat, iar tractorul a trecut peste el. Presa locală scrie că poliția municipiului Fălticeni a primit un apel de urgență în cursul serii. Un tată tânăr de 33 de ani a anunțat că și-a călcat copilul cu tractorul și că acesta este mort. La scurt timp o echipă operativă de la Secția Rurală Vadu Moldovei s-a deplasat la fața locului, unde anterior ajunsese un echipaj al ambulanței. Din păcate pentru copil nu s-a mai putut face nimic. Autoritățile anunță cum s-a produs tragedia: astfel bărbatul venise la domiciliu cu tractorul, a intrat în curte și a fost convins că micuțul în vârstă de 3 ani este în casă. Apoi, în timp ce efectua manevre pentru a parca tractorul, acesta nu l-a observat pe copil, care ieșise din casă și a trecut peste el cu utilajul agricol, notează monitorul Suceava.